În fața casei de cultură din Deva au început deja lucrările pentru amenajarea viitoarei piațete, în mijlocul căreia va fi amplasată mult mediatizată fântână muzicală. Câțiva muncitori se sărăduiesc să sape în pământul înghețat ca betonul, sub privirile înțelegătoare ale Fecioarei Maria, Iosif și a celor trei magi, de data aceasta pe post de dirigenți de șantier. Surse oficiale din cadrul primăriei spun că scena catolică a nașterii mântuitorului a fost închiriată doar pentru luna decembrie de la o firmă din București. Însă firma nu a mai venit după grupul statuar nici în zi de astăzi. Problema e destul de jenantă deoarece primăria nu are spațiu unde să depoziteze scena nașterii domnului. Și pentru că toți se apropie ziua îndrăgostiților, este posibil ca tinerii să dea o nouă interpretare, mai puțin ortodoxă, scenei religioase pe lângă care trec toată ziua. Mai există și riscul ca fecioara Maria cu pruncul, Iosif și cei trei magi să fie folosiți de administrația locală și de Paște, ca simbol al învierii, că tot e gata amplasat în centrul orașului.